Îi viscă din cioși. Vom citi Sinaxarul zilei din 1 martie 2021 din prologele Sfântului Nicolae Velimirovici. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, Sinaxar, 1 martie. Pomenirea Sfintei Cuvioase Mucenice Evdochia. Această cuvioasă muceniță Evdochia a trăit în cetatea feniciană Hieropolis, în timpul domniei împăratului Traian. Evdochia a fost, mai înainte de aceasta, o desfrânată vestită. Dar mai apoi ea a plâns cu amar pentru păcatele ei și s-a retras în pustie în asceza cea mai aspră. Și mai la urmă a luat cununa muceniciei. În timpul vieții ei desfrânate, ea adunase averi uriașe. Schimbarea vieții ei a survenit pe neașteptate din dumnezeiască purtare de grijă a Făcătorului nostru printr-un monah anume Ava German. Acesta venind cu ascultare în cetate, el a găzduit în casa unui creștin a cărui zid era lipit de cel al părții de casă în care se afla iatacul Evdochiei. Serile potrivit obiceiului călugăresc, el, monahul, citea la saltire și câte un capitol din Sfintele Evangheliei despre înfricoșătoarea judecată. Evdochia auzea aceste citiri și a început să asculte cu atenție de la început până la sfârșit. Curând ea a fost cuprinsă de frică și de spaimă, rămânând trează până în zori. Când s-a luminat, ea și-a trimis sluga să-l caute pe acel monah și să-l roage să vină la ea. Ava German s-a înfățișat și a stat de vorbă cu ea îndelung despre credință și despre mântuirea sufletului. Ca urmare acestei convorbiri, Evdochia s-a dus la un episcop și a cerut să o boteze. După botezul ei, Evdochia a lăsat uriașa ei avere bisericii spre a fi împărțită sărmanilor. Ea și-a eliberat toți robii și roabele și s-a retras cu tot într-o mănăstire unde s-a dăruit cele mai aspre viețuiri și în desăvârșită ascultare și posturi și privegheri și rugăciuni. După 13 ani, opta mănăstire a cerut-o ca stareță. Ea a trăit timp de 46 de ani și s-a aflat vrednică înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, văzând râna ei arzătoare și cinstită și lacrimile ei nesecate, a învrednicit-o și de darul învierii morților. Când s-a declanșat persecuția împotriva creștinilor sub cezarul Vicențiu, Sfânta Evdochie a fost decapitată. Sfânta Evdochie este un exemplu glorios cum vasul cel de stricăciune se poate curăți, sfinți și umple de harul preasfântului Duh cu buna mireasmă a cerului. Pomenirea Sfântului Cuvios Agapie. Acest sfânt a fost frate începător aflat sub îndrumarea duhovnicească a unui sfințit părinte din mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos. Prins de pirați, Agapie a fost vândut ca și sclav în Magnezia. După 12 ani, el a scăpat printr-o minune dumnezeiască din sclavie prin intervenția preasfintei născătoare de Dumnezeu și a fost dus înapoi la mănăstirea Vatopedu. În sclavia lui, el a reușit să-l aducă pe stăpânul lui la botez, căreia i s-a făcut îndrumător duhovnicesc. Sfântul Agape a petrecut cealaltă vreme a vieții lui într-o nevoință călugărești la mănăstirea Vatopedu și a dormit cu pace într-un Domnul. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Antonina. Sfânta Antonina s-a născut la Nicea. Din cauza credinței în Hristos, ea a fost torturată și bătută, arestată și torturată cu sălbăticie. La sfârșit, ea a fost legată într-un sac și necat într-un lac în anul 302 după Hristos. Dar Dumnezeu a mântuit sufletul ei și a preaslăvit-o cu îngeri în ceruri și cu oamenii cei credincioși de pe pământ până în ziua de astăzi. Cântare de laudă la Sfânta Muceniță și cuvioasă Evdochia. Cea care
femeia păcatului mai înainte a fost, mai apoi cu mare pocăință s-a îmbrăcat, înaintea lui Dumnezeu în genunchi pururea a stat, la rugăciuni cu lacrimi, Satan de furie a urlat și către cerul necuratul său glas și-a ridicat. O, ceresc, Mihaile, cerescule arhanghel, tu care grești dreptatea, nedrept către mine ești, că staulul meu cu desăvârșire mi-l golești. Și încă și pe ultimul aie tu mi-o răpești. Ce-ți trebuie această prea desfrânată? Eu în Hades am fost aruncat. Și pentru mică de nesupunere, acolo, în chinuri veșnice, mă chinuiesc. Dar acestea păcate sunt adânci ca marea, care înghite tot ce se topește în ea. Astfel grăiește răutatea cea veche, când omul de bunătate vrea să se țină. Ia pe tot omul care se căiește îl învăluie în ispită. Dar Mihail, păzitorul penitentei, cu îngerul lui Dumnezeu, de Evdochia se apropie și sub a sa pază o acoperă cu răsuflarea lui. Mihail pe demon departe alungă, o cântare cerească atunci în cerul se aude, așa binevoită harului Dumnezeu, ca fiecare om care de-al său trecut se pocăiește, să fie primit în brasele Tatălui și iertare să primească. Pocăința întregii omeniri îi este adusă, precum și mântuirea. Acestea două voința Domnului sunt, milostivirea și voia Lui, a Lui voire bună, voire sfântă, și pe a lui Satan rea vorbire cu desăvârșire o calcă. Cugetare. Tot creștinul trebuie să-și împodobească viața cu credința și cu supunerea față de voia lui Dumnezeu, așa cum se vede în viața Sfântului Agapie. Dumnezeu îi preaslăvește pe cei rău credincioși și ascultători. Tânăr frate de mănăstire fiind, Sfântul Agapie a căzut în mâinile piraților. Dus în Asia, a fost vândut unui arab. Timp de 12 ani, Agapie a rămas cu răbdare și liniște în această sclavie. Timp de 12 ani s-a rugat cu ostâri de Maicii Domnului ca să-l scape din ea și să-l ducă înapoi la mănăstirea lui. Într-o noapte, preacurata Fecioară de Dumnezeu Născătoare i s-a înfățișat și a spus: ridică-te și ieși fără teamă la Sfântul Munte Athos, la bătrânul tău. Agapie s-a sculat și a venit la bătrânul său în Sfântul Munte Athos, muntele cel sfânt. Când Avaz l-a văzut pe Agapie, s-a întristat, crezând că a fugit de la stăpânul lui. El i-a spus: fiule Agapie, ți-ai înșelat stăpânul, dar pe Dumnezeu nu poți înșela. În ziua înfricoșătoarei judecăți va trebui să dai socoteală de acei bani stăpânului tău, pe care stăpânul tău i-a plătit ca să-i slujești. Trebuie așadar să te întorci înapoi și cu credință să-i slujești bătrânului mai departe. Agapie, astfel, fiul cel ascultător, cu grăbire în Asia s-a întors, s-a înfățișat stăpânului lui și a povestit totul. Aflând arabul de aceasta, a rămas uluit, învins cu totul din înălțimea comportării creștine. El a dorit să-l vadă pe Ava, povățuitorul și frat, părintele lui Agapie. Arabul a sosit la Sfântul Munte însoțit de cei doi fii. Aici, el și cei doi fii ai lui au luat Sfântul Botez. Toți trei au primit tainicul cin al călugăriei. Ei au rămas în Sfântul Munte până la moartea lor, ducând o viață foarte strictă, în post și rugăciune și ascultare, mai întâi sub povățuirea bătrânului Avă, iar după aceea, după plecarea acestuia la cele de sus, sub povățuirea lui Agapie. Astfel, cei care mai întâi fuseseră proprietari de sclavi, s-au făcut cu dragoste ascultători de plin ai foștilor sclavi și credincioși voi lui Dumnezeu, cu totul supuși Sfântului Agapie. Luare aminte. Să luăm aminte la cina cea de taină, la cum Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor, învățându-ne astfel și pe noi smerenia și dragostea unul față de celălalt, la cum Petru cel mai credincios s-a rușinat și nu a vrut să-l lase pe stăpânul să-i spele picioarele,
la cum Iuda, necredinciosul și trădătorul, nu s-a rușinat și nu a refuzat pe stăpânul să-i spele picioarele, la cum chiar și astăzi credincioșii primesc nenumăratele daruri de la Dumnezeu cu sfială și rușine sfântă, iar necredincioșii cei care primesc aceleași nenumărate daruri de la Dumnezeu fără nicio sfială și fără rușine, ba chiar cu glas de nemulțumire față de Dumnezeul lor. Predică despre știință și lucrarea cu fapta celor știute. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan capitolul 13, versetul 11. Cel mai important aspect al acestor cuvinte, fraților, este că Domnul nu răsplătește știința, ci facerea cu lucru a celor știute. Căci El nu le spune apostolilor, fericiți sunteți că știți toate acestea. Unii învățători păgâni, care concep mântuirea numai în termeni de știință și cunoaștere, au grăit într-adevăr astfel, crezând și provăduind că deținerea științei este o adevărată fericire. Dar stăpânul nostru Hristos zice astfel, fericiți sunteți dacă le veți face. Știința mântuirii ne-a fost dăruită de însăși Domnul și stăpânul nostru Hristos și nimeni nu poate ajunge la ea prin propriile lui eforturi. Unii dintre vechii filosofi greci au spus că omenirea nu poate ajunge la cunoașterea adevărului și nici nu poate fi mântuită dacă Dumnezeu însuși nu vine să coboare. Iată, vedeți, intuiția omului. Domnul nostru a venit pe pământ printre oameni și le-a arătat lor adevărata cunoaștere adevărului. Oricine primește această cunoaștere, de asemenea, și obligația de a o împlini cu fapta, cu mult mai ușor îi va fi la înfricoșătoarea judecată celor care n-au primit această cunoaștere, deci care n-au avut cum să o împlinească, decât celor care au primit-o, dar au fost neglijenți și n-au împlinit-o cu fapta. Mult mai ușor le va fi la înfricoșătoarea judecată păgânilor celor neînvățați decât creștinilor cunoscători. Stăpânul nostru s-a arătat pe el însuși a fi nu doar cel care cunoaște, ci care de asemenea le și împlinește cu fapta. Cunoașterea lui desăvârșită este îngemănată cu a sa desăvârșită împlinire cu fapta. Înaintea ucenicilor săi, el personal și-a împlinit toate poruncile sale, porunca iubirii și a smereniei, a dat-o când a spălat însuși picioarele ucenicilor săi și după aceasta a poruncit ca astfel să spele ei picioarele unii altora. Stăpânul Hristos nu a locuit între oameni spre a-i murdări, ci spre a-i curăți și a-i spăla. El nu a murdărit niciodată pe nimeni, ci a curățit pe toți care au dorit curățirea. Oare cu ce rușine nu ar trebui să ne acoperim noi văzând cum ne străduim atât de mult să ne curățim pe noi înșine, dar de două ori ne străduim mai mult să îi murdărim pe alții. O, fraților, noi îi murdărim chiar și pe frații noștri de sânge. Chiar Hristos plânge când ne vede cum noi ne murdărim cu noroiul ponegririi și al bârfei pe cei pe care El i-a spălat cu prea scump sângele Său. O, Doamne, iartă-ne! Că zilnic păcătuim împotriva fraților noștri. Și ce-i faci să-i faci pe acestea stăpâne pe care noi îi murdărim mult mai și tu să-i faci stăpâne pe cei care noi îi murdărim mai strălucitor decât noi când vei veni într-o împărăția ta, căci tu ești drept și tu vezi toate. Că ți și ție se cuvine slava, cinstea și închinarea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.